Lui divertisment. Piața Divertis, Shambhala. Piața Divertis, Shambhala. Piața Divertis vă așteaptă să vă distrați în ea. Enumerează, măi! Poftiți, intrați, intrați și vă distrați, avem vitării. Bună seara, doamnelor și domnilor! După cum știți, oamenii bogați se împart în două grupe. Bogații discreți, despre care nu se știe mai nimic, și bogații fanfaroni, de care sunt pline televizoarele seara de seară. Astăzi ne ocupăm de cei din urmă. Dacă pe vremuri boierul, când avea chef, împărțea slugilor ce credea el de cuvință, la unul un galben, la unul doi arginți, la altul trei palme, după pofta inimii sale, iată că timpul a trecut, boierii au dispărut, dar obiceiurile au rămas, la fel cum a rămas și sărăcia. Ce s-a schimbat este doar punga. Nu mai e din piele, e din plastic, banii nu mai sunt galbeni, sunt negri, iar boierul nu mai vine de la chef cu trăsura, vine de la meci cu limuzina. Despre obiceiul aruncatului cu banii în ochii lumii vorbim acum cu un nabab modern, bogat, darnic și milostiv. Nea Titi, patronul clubului Luceafărul. Bună seara, Nea Titi! Bă, dacă ești scurtă, vine scurtă, bă, trebuie să-mi bani niște bani. Nu, că nu-s Dan, eu nu-s Dan, nu mă cheamă Dan. Mă rog, deci, ziariști, televizor, ăștia, jurnaliști, bă, mai știu, fiecare cum mă cheamă, deci, bă, nu să dau niște bani, am... Iadite, ai înțeles care este esența discuției noastre? Am înțeles, dar scurt că, bă, să dau bani, uite, am de dat niște bani. O secundă, chiar asta vreau să te întreb. Ce părere ai dumneata? Aruncatul banilor în stânga și în dreapta pentru dumneata nu reprezintă un gest anormal? Nu cumva este prea de fanfaronadă? Nu cumva oamenii te invidiază din cauza asta? Atragi invidia oamenilor? Stai, bă, dar banii mei, bă, deci eu ce mă întreb tu pe mine ce fac eu cu banii mei? Că eu dacă vreau, uite, îți dau acum 500 de euro și banii mei și... Dar de ce să-mi dai 500 de euro că n-am făcut nimic pentru ei? Pentru că așa vreau, bă, deci îți banii mei, tu îi dai 16% lui Bodu, 10% lui mama lui Bodu, la care mamă sau băi dai finanțele lor, că... Bă, deci... Nea Titi, pe scurt, cum numești dumneata acest gest? Ăsta? Da. Băi, bunătate, bă, că eu primesc de la cel de sus, bă, că eu sunt protejat, că sunt luptător, bă. Eu primesc de la cel de sus, dau la cel de jos. Eu, păi, da, da, nu, stai o secundă. Părerea mea este că dumneata ispitești oamenii cu bani, urbanul este ochiul dracului, deci faci un păcat. Bă, frate, stai puțin, bă, dacă banul e ochiul dracului, dacă e ispită, păi atunci am bădut ce, bă, Skaraotski, ține, Skaraotski, mama lui Skaraotski, vine toți finanțele cu ăsta, cu motocicleta, bă, că tăricianu, că nu dai să fac eu stadionul, stau, că nu vrei tu de la mine, că... Bă, care vreți, bă, 500 de euro? Da, titi! Uite, oamenii te aclamă, te ovaționează, ai priză la public, da, bă, deci fii atent că eu am, deci... Nu am bani, dar zice că e ochiul dracului, vă ispiteze, nu-ți dau. Ce ispite, Nea Titi, de lui tata? Și eu ceva de mâncare la copii, că s-au săturat de băutură. Nea Titi! Nea Titi! Nea Titi!